Pe parcursul acestei săptămâni, Serviciul Rutier Mureș desfășoară o acțiune preventivă înscrisă în campania europeană Seatbelt, organizată sub patronajul organizațiilor poliților rutiere TISPOL. Polițiștii vor acționa cu fermitate, vor aplica sancțiuni persoanelor care nu utilizează regulamentar centura de siguranță, scopul fiind conștientizarea conducătorilor auto și pasagerilor asupra seriozității cu care trebuie tratat acest gest care poate salva viața. Și totuși, de ce nu purtăm centura de siguranță? Polițiștii spun că șoferii au găsit modalități diferite de a scăpa de centură. Fie o așează peste piept, fără să o prindă în dispozitiv, fie o țin pe mâna stângă. Pentru mașinile cu sistem de avertizare sonoră, ei trec centura prin spatele scaunului sau introduc un capăt de centură de siguranță în dispozitiv cumpărată la mâna a doua. Importante sunt și sistemele de retenție pentru copii. Viața copilului poate fi salvată prin achiziționarea unui dispozitiv de retenție omologat. Statisticile poliției arată că 90% dintre vătămări ar putea fi evitate dacă aceste centuri de siguranță ar fi utilizate corect. Totodată, probabilitatea ca un copil care nu poartă centura de siguranță să-și piardă viața în cazul unui accident rutier este de 7 ori mai mare decât pentru un copil care este asigurat corespunzător. Așadar, nu uitați, conducătorul auto trebuie să folosească centura de siguranță, indiferent de drum și de circumstanțe. Conducătorul auto trebuie să se asigure că toți pasagerii poartă centura de siguranță. Nu călătoriți niciodată cu un copil în brațe. Nu amplasați niciodată un scaun orientat înapoi pe scaunul din dreapta față, mai ales dacă în fața lui există airbag. Serviciul rutier promovează în cadrul acestei campanii mesaje simple privind siguranța rutieră, mai ales că situația este alarmantă, conform statisticilor. Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor rutiere grave, înregistrate în luna august 2014, relevă faptul că în perioada de referință s-au produs 29 de accidente grave, soldate cu 9 persoane decedate și 29 rănite grav. Pentru Jurnal de Reghin, Ivona Marinescu și Șebe și Șabolci.